Asociația numărul 13 se află pe primul loc în ceea ce privește prejudiciul adus de administrator. Într-un an de zile, acesta a sustras banii achitați de oameni pentru plata utilităților. Suma este de-a dreptul colosală. În perioada în care a administrat 9 blocuri din cartierul Crihala, a sustras suma de 300.000 de lei. Oamenii sunt disperați, se știau cu datoriile la zi, iar acum mulți dintre ei s-au trezit cu debite de 10 de milioane către Secom sau Termo. În schimbul banilor, oamenii spun că primeau chitanțe false. Am dat bani la regie pe fiecare lună și ne-a fugit cu toți banii de la regie. La București. Atâta știm tot. Noi plătim acum și banii de urmă care trebuia să-i plătim. Ne taie căldura, apa caldă, apa rece. Când ați plătit totul la zi? Băi da, noi suntem cu toți la zi. Se plimba omul în libertate fără nicio problemă și oamenii stau cu datorii de 40-50 de milioane la regie degeaba. Are mașini, are apartamente. Da. Nu știu dacă are, cine știe ce putea să facă, nu știu ce a putut să facă, dar chestia este că oamenii au rămas cu datorii foarte mari și nu avem de unde să plătim. Scotea telefoane, avea un ban peste tot, la locale, să distra, mânca și acum, la ora actuală, să plimbă, să distrează pe la București. În urma controalelor efectuate de corpul de control al prefectului și de experții contabili, au fost găsite în regulă la 36 de asociații de proprietari. Să vedem un prejudiciu de peste 15 miliarde de lei vechi, la 27 de asociații care sunt deja în cercetare penală și 9 care sunt la parchet, 36 de asociații de locatari. Scopul principal este să vedem cum recuperăm acești bani, să revină înapoi la cetățenii care i-au dat. Pentru că, până la urmă, dacă îl arestăm pe un administrator sau altul și nu recuperăm prejudiciu, nu am făcut nimic, cetățeanul rămâne cu paguba. Cei mai mulți administratori au primit soluții de începere a urmăririi penale pentru delapidare.